Ne aflăm astăzi la noi la Cumpăna, din localitățile Constanța, și când spun localitățile Constanța, spunem școlile generale 12, 29, 30, Liceul Ovidius din Constanța, care are două echipe, precum și din localitățile Megidia, Năvodar, Mangalia și, bineînțeles, și Cumpăna, care, deși se înscrie cu o singură echipă, este comuna din județul Constanța, care își dorește din tot sufletul să aibă mici șahiști. Aceștia sunt oamenii inteligenți care pot pe lumea aceasta să facă față oricăror greutăți. Șahul este piatra de încercare a inteligenței. Este o definiție dată de Goethe. Deci este piatra de încercare a inteligenței. Voi, dar Voltaire a mai spus, șahul face cinste spiritului omenesc. Misiunea asociației Clubului Sportiv Elisabeta Polifroniade, care este reprezentat astăzi aici prin domnul vicepreședinte al asociației, domnul Stelian Azimioară. Vă mulțumesc că sunteți prezenți la Cumpăna. Și parcă fiind dumneavoastră lângă noi, parcă simțim mâna ocrotitoare, vorba blândă, dar încurajatoare, a marii maestre Elisabeta Polifroniade. Spuneam, Cumpăna, în urmă cu 7 ani, a avut bucuria de a o vedea jucând concomitent la 40 de mese. Este adevărat, domnule profesor Furcă, nu aveam această construcție edificată. Eram în sala mare a Casei de Cultură a Comunei Cumpăna, a Cămidului Cultural, cum este cunoscut, într-o localitate rurală. Însă eram bucuroși că vedeam acea Casă de Cultură plină de elevi, plină de elevi. Aveam atunci și reprezentanța Inspectoratului Județean Școlar Constanța, nu știu dacă acum se regăsesc în această clădire sau în această comună, sunt așteptați, reprezentanței Direcției pentru Tineret și Sport Constanța. De asemenea, nu știu dacă sunt aici, deși au fost invitați. Fiți convinși de acest lucru. Dragii noștri, noi ne dorim să atragem un număr cât mai mare de persoane la participarea activităților care îmbină timpul liber cu logica și inteligența. Asta ne dorim aici, la Cumpăna. La concurs, după spusele domnului Iordache, care reprezintă pentru noi Constanța, Palatul Copiilor din Constanța și este președintele Asociației Județene de Șah, domnul profesor Claudiu Iordache, ne explică că s-au înscris un număr de 68 de ele din învățământuri, 72. A mai crescut numărul de la ora 9:05 până la 9:30, când era planificată începerea, deschiderea festivă a concursului. Am dorit să-l fur de la Mangalia, să-și extindă activitatea, profesionalismul, sufletul pentru șac și la Cumpăna. Mi-am dorit și nu am putut și îmi pare rău. Mangalia, sunteți bogați că l-aveți pe domnul profesor Furcă acolo. Așa este. Felicitări, dragi părinți, că îi însoțiți pe ai dumneavoastră copii pe campionii noștri oriunde, chiar și într-o comună. Vă mulțumim! Vă mulțumim!
4, care ia o mențiune, Colegiul Tehnic Energetic Constanța. Dragii mei, mie mi-a plăcut această agendă și de aceea notați aici la câte concursuri veți participa și de fiecare dată așa o impresie. A fost greu la masa numărul 1. Am înțeles că vă bateți cu mergea să luați văzătiți la primul loc. Așa e? O invitație specială săptămâna viitoare la finala pe țară, unde vor avea gratuitate la cazare și masă. Vă rog, veniți și vizitați condițiile pe care le punem la dispoziție în campusul școlar despre care vorbeam, în centrul socioeducativ 50 de locuri de cazare, o mini-tabără, da? La Cumpăna, și atunci veți vedea că nu sunt simple, că nu sunt simple vorbe. Gimnazii Liceul Calatis Mangalia. Ați văzut cine-i fruncea? Mangalia. Bravo, fiilor. Bravo. Bravo, frumoșilor. Mangalia pe primul loc. Aplauze pentru Mangalia. Pentru locul întâi pe echipă, dragii mei, haideți să vă dea domnul președinte al Asociației de Șah Constanța. Domnule președinte, domnule profesor, aveți dumneavoastră onoarea. Să țineți minte, dragii mei. O să dau la domnul unul din amasat, nu? Așa. Care rămâne în continuare aici. Așa. Și mai avem și un premiu special pentru cel mai mic jucător de la masa 1 care a avut cele mai bune rezultate pe perioada competiției de astăzi. Felicitări! Felicitări! Bravo! Toată lumea cine a muncit! Mulțumim, domnule!